Salutare fetelor, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am să vă prezint un clip cu cumpărături. Sunt cumpărături făcute doar din Lidl și am luat 3 cutii din acestea cu păstrăv. Am luat 2 pungi cu fasole verde din aceasta. Eu de obicei mai pun la ciorbă. Am luat 2 cutii cu cubulețe din piept de curcan. 2 din acestea cu file de herring, este afumat și cu ceva ierburi. Am luat un salam de casă, așa arată, nu l-am mai încercat, și un salam Victoria, 10 ouă, am luat și un file de macro în sos de roșii, și un borcan cu file de herring în ulei. Am luat 2 cutiuțe cu batoane din acestea cu fructe. Vedem cum sunt. Un pachetel din acestea cu 4 napolitane cu alune. Niște batoane cu cocos. 2 ciocolate din acestea cu cremă. Am mai luat iar câteva batoane cu ciocolată. 2 cutii cu căpșuni și 2 pungi cu chifle din acestea pentru burger și 2 cutii cu înghețată și aici mai am un pachet de șervețele de la Sien. Ok, am revenit. Am mai luat și o cutie din aceasta cu carne din porc pentru grătar, am zis noi să facem. Am mai luat și un gulaș din porc. Am mai găsit o cutie cu napolitane din acestea. Am luat 2 cutiuțe cu hamburger de pui. Am mai găsit o cutie cu cubulețe din piept de curcan. Niște cârnați din vită și oaie și alți cârnați din curcan. Am mai luat 3 cornuri cu cremă din aceasta. Nu le-am mai încercat. E cremă de cireșe. Am mai luat niște bureți de sârmă. Nu le-am mai încercat, sunt curioasă cum sunt. O folie din aceasta alimentară. Un burete de baie de la Sien și aici mai am un pachet de hârtie igienică și soțului am cumpărat o sticlă cu Pepsi Twist și cam acestea au fost cumpărăturile mele. Vă pup fetelor și vă urez o zi frumoasă!